Istoria mănăstirii de la Strâmba se sprijină în mare parte pe lemnul de gorun al bisericii, ce datează din secolul al XVII-lea, care dă mărturie despre viețuirea monahală clădită pe moșia văduvei Gârbove. Astfel apar inscripții ale celor care s-au ostenit cu înfrumusețarea Sfântului Locaș, cea mai veche datând din 11 aprilie 1742 a ieromonahului Domitian. 50 de ani mai târziu, o altă scrijelitură va rămâne peste timp, spunând că această sfântă mănăstire s-a zugrăvit în zilele mării sale vlădicului Ioan Bob, fiind egumenul la mănăstirea Unisim împreună cu popa Atanasie. În anul 1972, în luna lui August, în două zile. Avem, pe la 1740, pictura din interioară, semnată așadar de ieromonahul Domitian, care a pictat pe ușile împărătești și care se văd și astăzi. Biserica de lemn, monumentul istoric care a fost restaurat după ce am fost numit stareț în 1996, a trebuit restaurat, acolo am făcut primele slujbe și de acolo, iată icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, pictată de Părintele Luca, una din cele trei icoane făcătoare de minuni, pictate de Părintele Luca din Iclod, așa cum este cunoscut, și Dulcele Sărut este cea de aici, care este, putem spune, marele odor, unul din marele odoare pe care Maica Domnului le-a lăsat și ne lasă spre ajutor, în care ne-a protejat, ne ocrotește și ne apără, ne păzește și ne ajută, pentru că, așa cum spunea Maica Domnului, este stareța mănăstirii noastre și are grijă de mănăstirea ei, dar și de noi, cei care viețuim aici, viețuitorii, cât și pelerinii care vin cu dragoste, cu evlavie și cu multă credință la Măicuța Sfântă. Mănăstirea Strâmba a funcționat și ca loc de învățătură, când, prin decretul regelui Iosif al II-lea din 1782, se cerea desființarea ordinelor călugărești contemplative din Imperiul Austriac. Excepție puteau face locașurile ce aveau să funcționeze ca școli, precum nota Episcopia Blajului. Monahi harnici de învățături dă școale din prejur. Au ba și de vrând dintre ei de acea treabă, vei face rânduială să învețe pruncii, dând de știre prin satele vecine, cum că după rânduielile împărătești s-au așezat acea mănăstire sub această condiție ca să învețe prunci. Trecând mai bine de 200 de ani de la încetarea vieții de obște la mănăstirea Strâmba, efect al dispozițiilor imperiale de la acea vreme, încep demersuri pentru redeschiderea acesteia, dorindu-se refacerea vieții monahale în Transilvania. Astfel, în 1993, Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei adresează Patriarhiei Române propunerea de reînființare a mănăstirii de călugări Strâmba Păduriș, susținută de argumente istorice și religioase și de rolul ei în viața creștinilor din partea Sălajului, fiind unica mănăstire de pelerinaj a județului. După 1993, vrednicul de pomenire fostul episcop al eparhiei Oradei, Bihorului și Sălajului Preasfințitul Ioan Mihălțan a dorit foarte mult să redeschidă această mănăstire. Numai că mănăstirea era într-o zonă deosebită, într-un colț de rai, așa cum îl vedem și astăzi, și care a răsărit ca și pasărea Phoenix din propria cenușă, a reînflorit, a reînviat, iată, din vremuri, pentru generațiile noi. Am început primii pași, așa cum spunea și Creangă, merge cu păcel, mai mult prin rugăciune, prin, am putea spune, cum spunea și unul din mari trăitori, Sfântul Evagrie Ponticul, ce este rugăciunea, practic, vorbirea minții cu Dumnezeu. Asta am început pentru că aici eram la începuturi, începuturile întotdeauna înseamnă mai cu nimic decât cu Dumnezeu și cu Maica Domnului. Un vagon de tablă ne-a fost chilia pentru prima dată și de acolo rugăciunile noastre, atât cât au putut după putința noastră, cer că viețuiam la început 2-3, iată că am ajuns după câțiva ani prin voia Tatălui Ceresc și cu ajutorul Maicii Domnului, să plinim nu doar rugăciunea, ci să o împletim și cu ascultarea, cu munca. Iar odată începută munca și binecuvântarea lui Dumnezeu s-a arătat în nenumărate rânduri, întărind în credință viețuitorii mănăstirii. O altă minune care s-a petrecut cu noi, neavând în primii ani când am venit nici apă, pentru că eram de la distanță,
mari, nefiind o zonă unde să putem fura, pentru că pânza freatică era foarte adâncă și mi s-a spus că de ani și ani aici apă nouă a fost. Și oamenii aduc de la distanță, așa am început și noi să ne ostenim prin transportul apei din satul vecin pentru a începe aceste construcții de care vorbeam mai înainte. Pe deasupra, când am început să săpăm, la fundația bisericii noi, Maica Domnului ne-a dat apă pentru a reconstrui biserica ei. Un izvor frumos care nu are un debit mare atât cât ne trebuie pentru viețuitori, pentru flori, pentru tot ce este aici și au prin viață.